Bună și bine te-am regăsit! Astăzi o să descoperi cât de important este să asculți cu atenție. Eu sunt Oana Oana și îți doresc să petrești timp frumos alături de mine. Trebuie să mă asculți cu atenție, deoarece, la final, vei avea câteva sarcini pe care le vei putea rezolva doar dacă te-ai concentrat asupra mesajului audiat. Să începem! David, Irina, Ana și Crina participă la atelierul Detectivii Creativi în fiecare zi de marți. Au la dispoziție o oră pentru a rezolva într-un mod creativ sarcini pe care le primesc codificate. Mai întâi, trebuie să descopere indiciile oferite citind mai multe bilețele, apoi să găsească soluția cea mai bună și, la final, trebuie să prezinte celorlalți proiectul lor. Lucrând împreună de 2 ani în această echipă, cei 4 se înțeleg minunat. La începutul fiecarei activități, își împart atribuțiile astfel încât fiecare să știe ce are de făcut. Pentru azi, au hotărât ca David să citească bilețelele și să identifice indicațiile. Irina este foarte pricepută să găsească legăturile dintre informațiile primite, așa că îl va ajuta pe David. Ana va nota ideile. Toți 4 vor discuta astfel încât să ajungă la cele mai bune soluții. Iar Crina va realiza desenele și va prezenta proiectul. Ai aflat cum se desfășoară atelierul Detectivii Creativi. Acum să vedem dacă ai ascultat cu atenție. Îți voi citi 2 enunțuri. Te rog să-l notezi pe caiet pe cel care se potrivește cu mesajul pe care l-ai ascultat. David, Irina, Ana și Crina sunt la cursul de pictură. Sau David, Irina, Ana și Crina sunt la atelierul Detectivii Creativi. Dacă ai ascultat cu atenție, cu siguranță îți va fi ușor să alegi și următorul enunț. David este vesel pentru că el va citi biletele. Sau David se bucură deoarece a obținut cel mai bun punctaj. Îți voi citi și următoarele enunțuri. Irina notează ideile. Sau Irina îl ajută pe David. Ana este cea care trebuie să găsească soluțiile. Sau soluțiile le găsesc discutând împreună. Oprește filmarea și alege enunțurile potrivite. Ai ajuns la final. Acestea sunt ultimele 2 enunțuri. 1. Crina va prezenta proiectul. Sau Ana va realiza desenele și va prezenta proiectul. Te rog să alegi enunțul care se potrivește cu mesajul pe care l-ai ascultat. Acum este timpul să te corectezi. Ascultă textul încă o dată și verifică dacă ai scris corect. Îți doresc spor la lucru!